dragii mei, mă bucur să ne revedem din nou după aproape o săptămână. Dacă cumva sunteți noi la mine pe canal, v-aș ruga să vă abonați dacă vă plac clipurile mele, să apăsați și pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când eu postez câte un clip și bineînțeles să distribuiți, pentru că cine știe, în grupul vostru de prieteni sunt persoane care rezonează cu conținutul meu. Să nu uitați de like și bineînțeles de dislike în caz că nu vă place un clip. Toate sunt binevenite. O să vorbim astăzi despre cea mai mare clarvăzătoare din, să spun așa, anii comunismului. Am ales să continui cu această serie horror pentru că am fost rugată pe Instagram de voi, dragii mei, cei care mă urmăriți și vă place acest tip de conținut, să vorbesc în detaliu despre acest lucru, despre vrăjitorii și despre persoanele care făceau aceste lucruri sau încă le fac. Să vă mai povestesc despre persoane care au fost la ele și poate să reacționez la unele clipuri în care anumite persoane fac anumite vrăji. Bineînțeles că am observat foarte multe comentarii și de la persoane sceptice, dar nu mă deranjează, e normal să fie așa. Așa că, da, astăzi vreau să vă vorbesc despre clarvăzătoarea Laila. Poate mulți știți despre ea, poate mulți nu știți despre ea. Și sunt sigură că și acest clip o să vă placă și, bineînțeles, sper să vă fie util și informațional. Laila s-a născut la Tungujeni, Buzău, în anul 1923, sub numele de Elena Pădurariu. Clarvăzătoarea s-a stabilit în tinerețile ei la București, căsătorindu-se cu un anume aloman. Apoi a reușit să capteze toată atenția statului comunist. Cei care au cunoscut-o pe Laila spun că această femeie putea să îți ghicească viitorul doar uitându-se la tine sau efectiv prin scris. Inițial la ea veneau medici, procurori, judecători, avocați și în nume foarte sonore ale acelei vremi, cum ar fi poetul Nichita Stănescu și Paul Goma. Și nu în ultimul rând, soții Ceaușescu, care erau clienți fideli ai acestei femei. Faptul că toate prezicerile ei se împlineau au suit-o pe cele mai înalte culmi ale succesului și toată lumea în acea perioadă o cunoștea. Am să vă las și o poză aici, mă rog, două poze, așa, să o vedeți pe această femeie. Mi se pare un pic stranie, nu știu de ce, dar... poate doar mi se pare, să-mi lăsați în comentarii acolo părerea voastră. Tot persoanele care au cunoscut-o ne spun că ea ar fi ajutat la prinderea celui mai mare și mai periculos criminal din acele timpuri, prinderea criminalului Râmaru, ceea ce a adus și mai mare notorietate printre acei oameni din acele vremuri. Laila, cu ajutorul pe care l-a dat poliției pentru a-l prinde pe Râmarul, a ajuns în vederea celei mai bogate familii din acele vremuri sau celor mai bogate familii din acele vremuri, familiile Maurer, Drăghici și Mănescu. Chiar dacă oficial respingeau misticismul, în anturajul restrâns comuniștii din vârful ierarhiei erau foarte atenți și foarte curioși de asemenea prostii pe care clarvăzătoarea Laila le spunea sau le făcea. Despre Laila se zvonea că ar fi prezis și cu tremurul din 1977. Nu se știe dacă este adevărat, așa spun persoane care au cunoscut-o, exact așa cum spun și de familia Ceaușescu, care ar fi fost o clientelă fidelă a acestei femei. Seismul din 77, Laila a fost luată pe sus de miliție și interogată la sânge. Pentru aceasta, milițienii nu prea știau ce să o întrebe, pentru că era foarte perspicace și își dădea seama dinainte. Au salvat-o din arest pilele înalte pe care ea le avea la vremea aceea în structuri și foarte bine, dar nu pentru mult timp. Pentru că la scurt timp după această tragedie, în care securitatea a fost interesată foarte tare și de viața lui Ceaușescu și de faptul că ei doi se întâlneau foarte des și de foarte mult timp, ca să își prezică viitorul. Bineînțeles că, fiind interogată a doua oară, Laila a refuzat să vorbească despre viitorul dictatorului și a refuzat chiar întrebările pe care îi le puneau pe vremea aceea cei de la miliție,
refuza să spună că s-au cunoscut și că el venea des la ea ca să îi dea în cărți, să-i prezică ceea ce se va întâmpla, lucrul i-a adus mari probleme deoarece s-a îmbolnăvit. 10 noiembrie 1979, într-un salon de la etajul 4 al Spitalului Județean București, Laila a decedat. O boală misterioasă, la vârstă de doar 56 de ani, oamenilor întrebări sumbre despre aceasta. Laila era o femeie foarte frumoasă și foarte coltată de bărbați, iar tot gurile rele spun că aceasta putea să-și aleagă orice bărbat dorea prin faptul că știa să prezică viitorul, știa să ghicească și știa să facă și magie neagră. După cum ați văzut și din poze, da, într-adevăr era o femeie frumoasă, dar o femeie frumoasă de temut, să spunem așa. Nu se știe dacă acest lucru este adevărat și nu se știe dacă, într-adevăr, această femeie chiar a fost atât de bună în ale ghicitului, dar ceea ce este adevărat și nu este un mister este faptul că Laila a existat pe vremea comunismului. Că Laila ar fi prezis și moartea dictatorului, ar fi prezis revoluția și ar fi prezis multe rele prin care România ar fi trecut și va trebui să treacă. Da, nu știu ce să zic, v-am spus, în rândul oamenilor sunt foarte mulți sceptici care nu cred în ghicitori și în clarvăzătoare de niciun fel, dar eu personal cred pentru că, după cum v-am spus în enumărate vloguri și după cum v-am spus în multe alte povești de ale mele, dacă nu ar exista, nu s-ar povesti despre ele și dacă există binele, clar există și răul și asta nu înseamnă că dacă tu sau eu, spre exemplu, nu cred, ele nu există. Da, ce să zic, acesta a fost clipul, sper că vi-a fost de mare ajutor, a fost un clip mai scurtuț, pentru că asta am știut despre clarvăzătoarea Laila și am vrut să vă transmit și vouă, celor care poate nu ați știut. O să duc seria asta mai departe, pentru că mai am niște povestioare super mișto pentru voi, sper să vă placă și acele povești pe care o să vi le aduc în fața voastră, dar până data viitoare și până ne întâlnim la o nouă poveste horror, cu toate că astăzi am filmat pe zi, să spun așa, totuși e o vreme destul de ploioasă afară, dar da, nu este seară. Până data viitoare, eu vă pup, vă doresc o după masă sau o seară minunată, depinde când mă urmăriți. Toate cele bune și aveți mare, mare grijă de voi. A, și era să uit, o să pun un sondaj pe Instagram unde o să vă întreb ceva legat de viitorul vlog. V-am pupat!